Gest extrem al unui bărbat, acesta a încercat să-și dea foc după ce a primit facturile la curent și gaze. Mai exact, pentru consumul de gaze și curent, bărbatul trebuia să plătească suma de 3.000 de lei. Supărat de situație, acesta a consumat băuturi alcoolice și a decis să-și încheie socotelile cu viața. Înarmat și cu un cuțit, individul s-a stropit cu un lichid inflamabil și a amenințat că își va da foc pe treptele catedralei din Caransebeș, sub văzul trecătorilor. Din fericire, forțele de ordine au reușit să-l calmeze în ultimul moment. Ulterior, el a fost internat la secția de psihiatrie a Spitalului Municipal din Caransebeș. Poliția l-a amendat acum și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.